Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sprijiniți de polițiști din alte județe, au efectuat marți dimineața 47 de percheziții la mai multe locuințe și sediile unor societăți comerciale. Persoanele în cauză sunt bănuite de evaziune fiscală, un prejudiciu de peste 4 milioane de lei. La data de 12 aprilie, polițiști din cadrul IPJ Alba, cu sprijinul celor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Mehedinți, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Iași și Dâmbovița, au efectuat 47 de percheziții la mai multe locuințe și la sediile unor societăți comerciale. Potrivit unui comunicat, din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că în perioada 2012-2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăților pe care le reprezintă în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăți comerciale de tip fantomă. Pentru a da aparență de legalitate operațiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăți prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societăților fantomă și restituite plătitorului. Prejudiciul cauzat este estimat la peste 4 milioane de lei. În consecință, 33 de mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite în cauză vor fi puse în executare de către polițiști.